Bună ziua, doamnelor și domnilor, haideți să facem horoscopul pentru Berbec, etalare în tarot. În acest tarot Illuminati se numește acest tarot. Este nou, o să încerc să fac citirea pentru 1-15 iulie. Trecut, prezent, viitor. Și o să vedem ce mi iasă mie pentru dumneavoastră. O să pun câte trei, cred, cel mai bine. Deci trecut, prezent și viitor. Trecut. Prezent și viitor. Prima carte care mi-a iasă pentru dumneavoastră în trecut, da? Mi-a iasă Spânzuratul. Spânzuratul este o carte nu foarte bună, deci mi-arată că să nu vă luptați, v-ați luptat probabil împotriva unei experiențe și experiența ce ați avut-o în trecut, încă vă luptați împotriva ei acum în prezent. Unele persoane, da? Poate nu se potrivește la toată lumea. Trebuie să fiți mai pasivi, da? Să nu acționați, să nu acționați fără să vă faceți un plan, da? Să vă faceți un plan mai bun. Această carte mai poate însemna și că vă sacrificați pentru alte persoane, v-ați sacrificat în trecut, v-ați despărțit de cineva. De cineva poate fi de un iubit, da? Că mi-a să prințul de cupe, poate unele persoane v-ați despărțit și încă mai lucrați la recuperarea acestei persoane, încă mai sperați la persoana respectivă să o recuperați din trecut de care v-ați despărțit. Sau sperați foarte mult și va veni în viața dumneavoastră o iubire, o nouă persoană care vă va salva de această experiență negativă din trecut. În carieră arată că nu sunteți fericit la serviciu, nici în trecut n-ați fost, ați avut probleme și unde vă aflați acum, iarăși nu vă place. Sau dacă aveți afacere, nu vă aduce profitul care îl doriți dumneavoastră. Nu vă împlinește așa cum doriți și nu v-a împlinit foarte tare așa cum ați dorit dumneavoastră. Apoi arată că 8 de pentagrame îmi arată tot în trecut, da? Că lucrați să recuperați această persoană, vă folosiți talentele pentru a îmbunătăți afacerea sau serviciul unde sunteți sau să vi-l schimbați. Mai poate însemna că trebuie să faceți ceva extra pentru ca să vă ajute să terminați ce ați început dumneavoastră. Trebuie să lucrați la o relație, dacă sunteți în relație cu cineva, ați avut multe probleme în relație între parteneri de afaceri, poate însemna. Poate vă gândiți să vă deschid, v-ați gândit în trecut să vă deschideți la o afacere sau v-ați deschis deja și în această afacere v-ați folosit talentul, creativitatea sau ați început un serviciu unde lucrați multe ore și de asta nu vă place, unde este foarte greu. Sau poate însemna că nu aveți serviciu și faceți un efort pentru a găsi un serviciu și cineva, un bărbat de aici, așa,
cum arată, prinț, da? Tânăr până în 45-50 de ani, care vă ajută să găsiți sau să faceți acel plan, să găsiți acel serviciu. Bun. Haideți să vă spun câte ceva despre prezent. Despre prezent, îmi iasă diavolul, prinț, un moment, nu stau bine, așa, îmi iasă diavolul, prințul de bâte și regele de bâte. În prezent arată, diavolul reprezintă o dorință a dumneavoastră, o bucurie de viață, ceva măreț, ce doriți să realizați. Arată că o relație a dumneavoastră între partenerii, soț, soție, da, vă simțiți închiși într-o relație, nu puteți ieși dintr-o relație în prezent sau nu puteți ieși din singurătate, să găsiți pe cineva, poate să însemne și asta. Mai poate însemna că sunteți adepți sau, cum să spun, dependenți, da, de alcool, droguri, cheltuiți foarte mult, doriți lux, da? Dar poate pot fi orice fel de excese, excese de mâncare, excese de dragoste, de frică, da? Obiceiuri rele, pot însemna secrete, rușine, tot ce ține de jocul minții poate însemna. Poate că sunteți victima unei persoane în prezent sau unei situații sau aveți o relație nesănătoasă, da? A unui bărbat, unii, da, unele doamne, cred, da? Prințul de bâte aici arată o persoană sau poate fi chiar dumneavoastră dacă sunteți bărbat, sau pentru doamne arată o șansă de o aventură, da? Și încercați ceva nou, poate să faceți o schimbare mare, să vă mutați, mai poate însemna în prezent să plecați de unde sunteți, să plecați din țara de unde sunteți, pentru că aveți multe probleme financiare, dar poate însemna și că faceți o călătorie și aveți multe riscuri financiare. Simțiți că e timpul să faceți ceva cu totul diferit și nu știți cum să faceți acel ceva, da? Pentru studii arată că aveți multe riscuri, dar numai la studii și afaceri, riscuri, probleme și la studenți, de exemplu, aventuri înseamnă distracție, viață socială, dar și pentru oameni de afaceri. În dragoste poate însemna nimic serios, relații multe, mulți oameni în jurul dumneavoastră, dar nimeni ceva serios. Dacă întâlniți pe cineva sau ați întâlnit pe cineva în prezent, arată că acea persoană dorește ceva pe termen scurt cu dumneavoastră, nimic serios această persoană, da? Dorește doar distracție. Următoarea carte care mi-a să este regele de bâte. Arată că trebuie să acționați. Deci trebuie să acționați. Arată o persoană cu autoritate. Că această persoană este expert. Are putere, are influență. Această persoană dumneavoastră o cunoașteți. Este o persoană care se enervează repede. Este puțin egoistă câteodată. Această persoană vă poate ajuta să găsiți un serviciu. Să avansați unde sunteți. Să aveți un partener de afaceri bun. Să realizați ce doriți, da? Arată că, iarăși, regele de bâte este foarte bun, arată că veți avea destui bani să realizați ce doriți. În dragoste, cineva la care vă gândiți, arată un bărbat la care vă gândiți dumneavoastră și arată că să acționați cu acest bărbat, să încercați ceva, arată că veți avea succes cu acest bărbat la care dumneavoastră vă gândiți, da? Arată că poate cineva vă ajută să nu trebuiască să plecați de aici, să treceți de această frică și de aceste probleme care le aveți în prezent. Da? Așa, haideți să vă spun despre viitor. Despre viitor îmi iasă 2 de bâte, prințesa și steaua. Steaua este o carte foarte bună. Prințesa.
Doiul de bâte iar este foarte bun. Hai să începem cu prințesa. Prințesa aici. Prințesa, puteți fi dumneavoastră de bâte, că este berbec, de, da, este de roșu, de foc. Arată o femeie, da, o persoană apropiată dumneavoastră sau poate fi chiar dumneavoastră să fiți în viitor, da? Arată o femeie sau o pasiune. Poate să însemne și o dorință dumneavoastră. Dar mai poate să însemne și ceva idei noi, doriți să începeți ceva nou, o activitate nouă sau aveți o pasiune nouă pentru o persoană. Da? Dar poate să însemne și că dacă sunteți studenți sau studiați, veți înscrie la alt curs, veți avea o pasiune nouă pentru o altă materie, pentru să studiați ceva nou, da? Descoperiți că doriți altceva. Apoi, mai poate însemna primul pas spre succesul dumneavoastră. O nouă dorință pentru o persoană, da? Am zis. Arată că sunteți optimiști, curajoși, aveți mai multă pasiune pentru viață. Arată că ce doriți dumneavoastră se realizează. În relație arată pasiune nouă, da, dar cu scurtă durată. Aveți nevoie să depuneți mult efort în carieră la serviciu, da, pentru a avea succes. Unii dintre dumneavoastră trebuie să fiți mai să aveți grijă să nu vă jucați cu focul, spune. Doiul de bâte care mi-iasă prima în viitor arată o fericire, o sărbătoare, că iasă și steaua, da? Iasă steaua una lângă alta. Deci aceste două cărți în viitor sunt două cărți foarte bune. Doiul de bâte arată o creștere, o afacere solidă, un plan mare care vă va aduce multe șanse noi. Arată un ajutor în afacerea dumneavoastră, un nou partener de afaceri, idei bune, șanse de a crește. Da? Acționați, nu rămâneți la idei. Da? Și steaua este cea mai norocoasă carte în tarotul Illuminati. Este cea mai bună carte. Înseamnă că vine norocul la dumneavoastră după o perioadă foarte grea, din întuneric, ieșiți spre lumină. Arată speranțe noi, șanse noi. Sfârșitul dificultăților sau a unei perioade de conflict, pace între rivali, vindecare, bogăție, faimă mai poate însemna. Da? În servici sau proiecte sau carieră, afaceri, arată dorințele dumneavoastră, visele, speranțele devin realitate, arată bogăție, faimă. În dragoste arată împăcare cu o persoană la care vă gândiți, cred, și care, pentru care ați luptat foarte mult în trecut. Da? Acest bărbat care vă zice să acționați, arată că vă veți împăca cu acea persoană. Da? În afaceri arată că veți reuși acel proiect pentru care ați luptat și de care sunteți dependent aproape de acel proiect. Da, pentru berbec. Haideți să am o carticică mică, uitați, îi spune cartea răspunsurilor și dumneavoastră trebuie să vă puneți o întrebare în gând și să vă gândiți la o întrebare și eu o să vă dau răspunsul din această carte. Haideți să vedem. Gândiți-vă și o să vă dau răspunsul, da? Haideți. Puneți-vă o întrebare, da? Haideți să vedem. Spune că trebuie să suni. Trebuie să cauți ce dorești. Deci spune că întrebarea se împlinește, da? Pentru că poate deja ai început să faci ce te-ai gândit sau arată că trebuie să suni, da? Să te interesezi sau că acea persoană te va suna sau tu vei suna, deci vei avea contact cu acea persoană. Este un răspuns pozitiv, da? Cam atât pentru berbec, pentru 1-15 iulie. Sper să vă placă, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.